Σου άρεσε ο αμπέκουλοι, ελέκτρικα. Ο λουμίνα σπεσιάλα καρά όμω να ούντρο λουί ο σύντε. Και λούμπλε, λούμπλε σίλ κορεκτά ζε σίλ εν άλτσα, εν κότρο. Λάτρε σατούρ μαϊ εν άλτε. La trăsătură care se cheamă de sărbătoarea colibelor, cele șapte zile de corectat sufletul, Hesed Gvurat Feret Hetz Netzachod Yesod și ultimul Malchut cu care ajungem la sărbătoarea primitorii. Fie așa cum scrie, v-am făcut instinctul rău, v-am făcut și leacul la el. Omul de Yom Kippur și-a văzut instinctul rău, v-am făcut leacul cu care să vă întorc. Și acum vă arată și lumina din Tora, care îl aduce la bine, îl reformează. În toate componentele sufletului, omul să simtă corecții și să vrea cu tot sufletul să influențeze pe aproapele lui, să-i dea bine și să ajungă la ți-a iubit aproapele ca pe tine însuți. Când primește lumina de sus și lumina de sus, în timp ce stă și învață, lumina operează aceste schimbări în el și se cheamă că așa trece el până sărbătoarea de Sucot. În fiecare zi avem ușpizin, musafir în arameică. Primim corecțiune în suflet, primul Avraham, patriarhul, trăsătura de milostenie, compasiune. Cu asta trebuie să începem. Ca să influențăm, ca să vrem să influențăm și asta să fie temelia noastră. După Ițhac, vura eroismul, ca să putem să depășim tot rău din noi și în felul ăsta să influențăm și să iubim pe alții, măcar că avem probleme din natura noastră, că nu chiar vrem să-i iubim, avem rezistență internă. Ziua treia e gloria, gloria Israelului Iacov, Iacov Avinu. Tatăl nostru, Iacov, care leagă compasiunea, mila, mila lui Avraham cu eroismul lui Ițhac și face din ele linia mijlocie, cu asta crește. Iacov e mic, mic, dar când crește devine Israel, se schimbă numele, da, de la micime la mărime. Așa scrie, când s-a luptat cu îngeri pe scară în visul lui Iacov. După aia Netzach, Netzach, veșnicia și Hod, respectul. După aia David, până ajungem la regele David, regele Israelului, tot sufletul e corectat și regatul, malhutul, pe toate corecțiile sufletului, pe tot sufletul primim corecții și cu asta ajungem la Simchat Torah. Ne bucurăm că am primit Torah. Și ne umple, ne umple interior și atunci noi sărbătorim această zi, această situație, această descoperire a luminii din noi, se cheamă ziua de Simchat Torah, sărbătoarea Torei. Și după aia cântăm că din David să vină Mashiach, Mesia, fiul lui David, ca situația globală, fiecare cu sufletul lui individual corectat, să se lege în sufletul global, ca se cheamă Adam. Și în felul ăsta o să atașăm toată omenirea. Beti betfila, casa mea să fie casă de rugăciune și o să vină toate națiunile. Și cu asta noi ne vom fi împlinit funcția lui profetul Iona. Dar și ăsta încă nu este corecție finală. După aia mai este încă un upgrade, încă o corecție cu care ajungem la ziua de Purim. Ăla e corecția plină, desăvârșită. Că nu mai sunt judecăți, nu mai sunt perturbări, nu mai sunt avarii. Și atunci, într-adevăr, suntem un singur corp corectat și nu mai e diferență între bine și rău. Totul e corectat. În procesul ăsta care l-ai descris acum, n-am auzit până acum niciodată așa o explicație despre aceste zile de Sucot, achiziționarea de trăsături nouă, upgrade al meu ca om, eu ca om particular. Da, asta e semnul cu copertina aia din crengi de palmier, că stăm ca o singură societate care vrem să ne corectăm cele patru soiuri, cele patru soiuri, Rodia și Etrogu și nu le știu.
n-a lulova, dar simă, nu știu fructele astea, nu le știu. Fiecare de ele ne simbolizează că tot poporul Israel trebuie să ajungă sub influența copertinei astea făcută din deșeuri, din lucruri simple. Influență. Influență, pe ideea influenței, adică ce se poate da. Și ca nu ne gândim din deșeuri, dar nu ni se par importante. Și cu lucruri cel mai ieftin pe care ne uităm cu dispreț la ele, le aruncăm. Dar din ele trebuie să ne facem copertina, să o punem peste capul nostru. Influența, datul, să fie cel mai important lucru pentru noi, influența care o avem asupra semenului, dacă ne o punem deasupra capului, stăm și ne așezăm semn de micime. Numai și numai ca să ajung la starea de iubire a aproapelui, că atunci poate să lucreze peste noi lumina înconjurătoare și să putem primi viață veșnică, spirituală, că omul trece de la senzația vieții fizice în corpul lui dobitocesc la gradul de suflet. Vreau să mai întreb, așa, o întrebare emoțională. Toate aceste procese se vor petrece și cu toți o să executăm evoluția noastră interioară, care cum eu simbolizează toate sărbătorile. Yom Kippur, balanțul sufletesc, până la mântuirea totală, cu toată omenirea. La capătul drumului. Pe ce lume o să mai fim atunci? Ce o să simt omul atunci? Nu o să mai simțim lumea asta? Nu? Cum nu? Și oamenii de știință ne spun azi că lumea asta o să se încheie. Ne aflăm într-o perioadă când lumea noastră, așa cum e, după cum numără ei, mai sunt câteva sute de ani. Și nu mai mult de atât. Că la început spuneam că peste niște miliarde de ani o să explodeze soarele și o să se îndepărteze de tot sistemul solar. Acum și mai vorbim de asta. Vorbim de faptul că toată lumea noastră este, de fapt, o poveste temporară și ne este dată numai că să trecem prin ea, din existența asta foarte nefericită, mică și îngustă și limitată, să ajungem la existență spirituală și numai de aia ne aflăm pe lumea asta. Omul care trăiește 70 de ani și își vede capătul drumului, ce să gândește el, o să mai fie lume după mine? Asta e psihologic. Noi putem acum să ne înălțăm la o dimensiune existențială cu totul altfel. Care? Lume de suflet. Omul care se corectează total, încât încă e în suflet, trece ca și cum să mută cu casa. Să mută cu casa într-o locuință nouă. Și atunci, trăiește acolo? Adică vorbești că omenirea o să mute cu casa? Da. Schimbă dimensiunea. O să-i sprăvim cu viața asta, în senzația asta, aceste vieți, și o să trecem la dimensiunea de suflete, ca așa am fost înainte de păcatul omului originar. Atunci am coborât în materie în care ne aflăm acum, fiindcă existența în materie asta, ar fi 6.000 de ani. Noi ne aflăm în anul 5.000, de la începutul acestei existențe spirituale, care trebuie să se încheie 5.770, nu știu câți n-am înțeles câți de ani. Și sprăvim chestia asta și toți cabaliștii scriu așa, că noi cel mai târziu încă 230 și ceva de ani, chiar poate mai puțin, o să încheiem lumea asta. Și vrem, nu vrem, natura o să ne oblige să încheiem toate corecțiile. Ni s-a terminat timpul, ultima propozițiune. Ce recomand omenirii să-și facă geamantanul? Să deschidă cărțile de cabala, altceva. N-am de spus. Deschide cartea, o să vezi unde ne aflăm, unde trebuie să ajungem, cum să ajungem, pe drum lin și frumos, și ca drumul să fie plăcut și să ajungem la starea desăvârșită, care este viața pe care omul merită să trăiască, și asta doresc la toți.